Multă sănătate, prieteni! Sper ca această prezentare să vă fie de mare folos, pentru că voi prezenta câteva obiceiuri care vor adăuga vitalitate și sănătate vieții dumneavoastră. În primul rând, ceva ce este la dispoziția noastră este de a respira profund oxigenul pe care îl dă Dumnezeu. Desigur, e mare diferență să respiri smogul din orașe și să respiri aerul de munte. Contează și unde suntem, dar măcar ieșim într-un parc sau căutăm să ne mutăm la țară, trebuie să respirăm. Să respirăm profund, pentru că oxigenul are de-a face cu sănătatea. Absența oxigenului la creier înseamnă moarte cerebrală, înseamnă accident vascular cerebral și daune cerebrale care pot să fie foarte severe. Absența oxigenului la inimă înseamnă moartea mușchiului cardiac, infarctul. Absența oxigenului în organism înseamnă anemie serioasă, cancerul are de-a face cu metabolism schimbat anaerob și așa mai departe. Trebuie să băgăm cât se poate de mult oxigen în organism, în celule, și asta înseamnă și să respirăm foarte profund. Ar trebui în fiecare dimineață să facem câteva ședințe de din abdomen, ridicăm diafragma bine, să simțim că intră până în umeri oxigenul și apoi expirăm, exhalăm cât se poate de puternic. 20-30 de inspirații și exhalații, poți să faceți 2-3 ședințe în fiecare dimineață cu un pic de pauze între ele și este unul dintre cele mai sănătoase obiceiuri care le puteți implementa în viață. Veți vedea și starea de statusul de bine al minții, anxietatea, depresia scad foarte mult cu cât băgăm mai mult oxigen, claritate mentală, procese cognitive mult mai bună. Dușul rece e un alt obicei, știu că nu toată lumea e prietenă cu apa rece, devenim tot modernismul ne învață să nu mai facem față niciunei provocări, nici să mergem pe jos, nici să facem față frigului, nici căldurii, nu, preferăm întotdeauna apă călduță sau caldă și atâta. Apa caldă și are rostul ei, dar dușul rece este excepțional de bun, de vitalizant, de tonifiant pentru organism. Începeți cu puțin, cu câteva secunde după ce ați făcut un duș călduț și terminați cu rece și la un moment dat o să vă învățați și o să doriți numai apă rece. 2-3 minute să fie, măcar expune la rece 2-3 minute, este excelentă, dar treptat, pentru că nu, devenim atât de slabi și atât încât la un moment dat credem că ne și face rău. Ne face rău pentru că ajungem la un moment dat extrem de fragili, dar încetul cu încetul lucrul acesta se poate repara. Dacă vreți să nu mai răciți, va trebui și să aveți rezistență la curenți, la schimbări de temperatură, practicați dușul rece. Exerciții fizice, ar trebui să ne facem un complex propriu de exerciții fizice pentru toate grupele de articulații și mușchi. Câteva minute, 10-15 minute, făcut scurt, începând de la articulația gâtului până la gambă și așa mai departe, jos articulația labei piciorului, mâini și tot ceea ce se poate. Asta vă va da mobilitate, va ține articulațiile sănătoase și va da de asemenea o stare de bine în întreg organismul. Pâine de casă. Încercați să nu cumpărați pâinea cu nu știu câți aditivi și prostii. Nu, s-a descoperit că există înălbitori care sunt neurotoxine și o grămadă de alte prostii care nici măcar nu sunt spuse. Mâncați o pâine sănătoasă, preparată acasă și preparați cu maia, pâine integrală și maia pe cât posibil, pentru că acesta e procesul care ajută ca glutenul să se digere mult mai bine și pâinea să fie mult mai sănătoasă. De asemenea, învățați să faceți murături probiotice. Veți găsi cu cât citiți mai mult că flora intestinală, termen deja depășit, acum se vorbește de microbiota intestinală și de microbiomul, totalitatea bacteriilor care sunt în organismul uman, vom descoperi că în realitate microbiota intestinală, care reprezintă bacteriile pozitive, prietene din intestin, sunt legate de sănătatea întregului corp, de procese, de modularea imunității, de starea sistemului nervos, producerea de serotonină și așa mai departe.
Probioticele sunt extrem de sănătoase. E vorba de murături proaspete care le faci, găsiți rețete pe internet, găsiți și pe Liber prin Adevăr, canalul meu de YouTube. Asta înseamnă să tocați ce doriți, varză, conopidă, gulii, morcov, sfeclă roșie, puteți spune și o felie de ghimbir și tot ce mai doriți, ardei, bucăți de ardei, dacă le tocați foarte mărunt. Asta așa, adăugați puțină sare, sare doar după gust, că nu e nevoie să le murați pentru luni de zile. În 3 zile la căldură le puteți avea. Găsiți rețete bune și vă faceți în funcție de preferință și anotimp ceea ce doriți. Aveți foarte des la masă probiotice. E o chestie extrem de sănătoasă, probioticele, numai că conțin bacterii pozitive, dar în același timp sunt predigerate acele chestii care le mâncăm, acele alimente care sunt fermentate, sunt predigerate, adică își mulțesc în mare măsură și cantitatea de vitamine și sunt extrem de ușor digestibile. Folosiți foarte multă hrană crudă, hrană vie, hrană care ne poate constitui, ne poate detoxifia și ne poate repara, să nu mâncați nimic, nici o masă vreodată fără ceva, măcar o ceapă, spargeți-o și mâncați o salată cât de mică. Începeți cu ceva crud pentru că este extrem de sănătos, consumați multă hrană crudă. Fructele sunt foarte, foarte sănătoase, dar trebuie consumate separat, niciodată combinate cu alte alimente, pentru ca să se digere corespunzător. Le mâncați separat fructele, fără să le amestecați cu nu știu câte alte chestii, pentru că e posibil să superfermenteze și apoi să vă treziți cu ficat gras datorită alcoolilor produși. Deci mâncați fructele, sunt extrem sănătoase, mai ales fructele care conțin mulți antioxidanți de culori, cu culori vii. Folosiți uleiuri de calitate, ideal este să aveți o presă de ulei la rece și să vă presați propriul ulei în funcție de nevoie, pentru că altfel veți avea probleme. Plantele aromatice, plantele condimentare, cum este busuiocul, rozmarinul, oregano, tarhonul, măghiranul, pătrunjelul, etc., etc. Există o listă foarte mare la capitolul acesta, sunt extrem de sănătoase. Sunt plante care înlesnesc digestia, care combat meteorismul, flatulența, balonarea, digestia dificilă. Sunt plante, datorită de aia sunt aromatice, sunt uleiuri pline de uleiuri volatile, iar acele uleiuri volatile sunt extrem de sănătoase, sunt antiseptice cu spectru larg, adică combat fungii, combat bacterii patogene, combat de asemenea virus. Folosiți plantele aromatice, vă puneți pe salate, pe un piure, pe un pila, pe ce vreți, pe toate mâncărurile, să aveți borcanele și tot le combinați între ele, pentru că veți obține rezultate excepționale. Deci folosiți cât mai des plante aromatice, cât mai puțin procesat, încercați să faceți combinații simple, nu combinații complicate pe care organismul le poate digera, iar ficatul se obosește să scoată ceva din ele. Rezultă multe toxine, plăcerea gustului, dar sănătate minus. Fără zahăr, încercați pe cât posibil carbohidrații rafinați, zahărul și toți înlocuitorii care nu sunt sănătoși. Folosiți miere, puțină miere în locul zahărului. Folosiți fructele care sunt sănătoase și deci zahărul este extrem de periculos. Mai periculos decât ne putem imagina, legat de multe boli, nu doar de diabet și de Alzheimer, și de multe alte complicații, de inflamații în organism, de probleme imunitare. Deci încercați pe cât posibil fără zahăr. Din când în când faceți o cură de sucuri, dacă vreți să mai curățiți organismul, e cel mai simplu să mâncați câteva zile lichid, să beți sucuri, cu alte cuvinte. Sucuri de verdețuri sunt cele mai bune. Puteți folosi ors verde, griu verde, pătrunjel, spanac, ce frunzoase, urzică, frunze de popădie, frunze de morcov, ce frunzoase doriți, combinațiile sunt cele mai bune. Dar puteți folosi de asemenea și morcov, sfeclă roșie, varza, sucul de varză excepțional, de varză roșie și mai tare. Și câteva zile pe an puteți să beți doar sucuri și veți vedea că, într-adevăr, organismul se curăță, se întărește, imunitatea devine mai bună. Postul este extrem de sănătos și n-aș putea să vorbesc de vitalitate, de sănătate, fără să amintești de post. Organismul are nevoie de pauze alimentare când se resetează, se reface. Ar fi minunat o zi de post pe săptămână. O zi pe săptămână, hotărâți când 24 de ore, beți doar apă și nimic altceva. Nu mâncați nimic.
Există și postul intermitent, dar 24 de ore este excepțional să nu mâncați nimic și la 3 luni, 3-4 luni, de 2-3 ori măcar pe an, să faceți un post de 3 zile. De 3 zile în care organismul, după o zi de post, deja se întâmplă lucruri excelente, dar după 3 zile se întâmplă lucruri fenomenale. Posturile mai lungi, de peste o săptămână, necesită mult mai multă instruire, nu oricine poate să-l facă, dar sunt beneficii și acelea, dar neapărat trebuie să studiezi bine înainte de a pleca la un astfel de drum. Nu vorbesc despre acel tip de post, dar un post de 3 zile nu dăunează, din contră este excelent de no, dacă îl faci de 2 ori pe an, tot înseamnă ceva, iar săptămânal o zi de post ar fi foarte, foarte bună. Cât mai mult consumați organic, ecologic, nechimizat, pentru că cred că o mare parte din nenorocirile timpului de față din toate bolile sunt legate de chimicale. Foarte, foarte multe chimicale. Este timpul, am mai tot îndemnat oamenii și pe această cale vă îndemn să vă cultivați. Asta e cel mai sigur, să vă cultivați organic, fără să folosiți chimicale, să aveți hrană proaspătă de la dumneavoastră. În plus, degeaba vorbim doar de ce mâncăm, cum respirăm și cât exercițiu facem. Luați o atitudine pozitivă, foarte mult contează bucuria, să trăiești cu bucurie în viață, să nu fii un om posomorât, posac, pesimist, să înveți să te bucuri, să înveți să fii recunoscător lui Dumnezeu, să fii mulțumitor de tot ceea ce primești, să ai o stare mentală optimistă, să iubești, să înveți să iubești, pentru că egoismul prin natura lui înseamnă moarte. Și bineînțeles, într-o lume care sunt tot mai multe provocări și în care omul singur nu reușește să descurce, să ai încredere în Dumnezeu, pentru că asta înseamnă foarte, foarte mult, nu doar pentru credință, ci înseamnă pentru viața, sănătatea trupului. Vă doresc numai bine, Doamne ajută!